numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frateștini, când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, la apostol le-a dat mai multe porunci. Și anume, înainte de a se înălța la cer, le-a dat poruncă de a învăța pe oameni, de a sfinți pe oameni prin sfintele taine, botezându-i, și de a-i conduce pe oameni. La înălțare le-a dat poruncă să stea în Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Vedem, Domnul Iisus Hristos nu-i lasă pe ei fără misiune, dar nu-i lasă nici fără putere. Le dă toate lor ca să împlinească misiunea ce o au de făcut. Le spune ce și apoi le dă și putere ca să împlinească, să meargă pe drumul care lor le stătea în față. Dar în Ierusalim erau dușmani, erau mulți care nu iubeau pe ei și prigoneau, precum pe Iisus nu-L iubeau nici pe ei. Și ei le știau de frică. Puteau să zică, Doamne, dar cum să stăm noi în Ierusalim când dușmanii sunt acolo? Oare, Doamne, cum să stăm noi acolo? De ce acolo și în altă parte? Iisus le-a spus însă, acolo să stea. Uneori ne mirăm că Dumnezeu lucrează și poate nu înțelegem. Dacă am deschis de noi, sunt la Scriptură, de exemplu, la Roman, în capitolul 8, versetul 28, acolo ne se spune: știm că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, celor ce sunt chemați după voia Lui. Ce toate le lucrează Dumnezeu? Spre folosul acelora, spre binele lor. Uneori oamenii se îndoiesc, oare chiar e adevărat? Era cândva într-un oraș. Oamenii credincioși au zis să facem o tipografie, ne unim toți credincioși, să tipărim pentru alții Sfânta Scriptură. Era greu să adun materialele, era greu să găsești cine să traducă Scriptura din limba ebraică și din limba greacă, românește. Era greu. Era greu apoi fonduri pentru a aduce tiparnița, să faci tipografie, să cauți hârtie, că era greu atunci, era la început. Dar au făcut-o. Au pus bande la bande și era greu. Dar au zis, le facem toate, că știm pentru ce. Aproape toate adunate și multe date și multe lucruri de folos, să traducă și în alte limbi și pentru alți oameni. Dar într-o noapte a luat foc tipografia și a ars, n-a scăpat nimic, n-au salvat. Și au zis ei, iată, am pierdut toate, am pierdut investiția, s-a dus planul nostru, s-a dus scopul nostru, voia noastră, nu mai putem face. I-au încercat mai înainte să-și facă și publicitate, cum zicem noi astăzi, să știe lumea ce fac ei, dar nimeni nu-i băga seama. Acum însă au fost parcă ei căzut în deznădejde. Nu mai este nimic de făcut. S-a pierdut totul. Așa au zis ei. Dar când au zis că totul e pierdut, au văzut ceva. Oamenii care nu au băgat în seamă până atunci veneau la ei. Zice, noi am știut ce vreți voi să faceți. Și au venit 1, 2, 10, 100 și mai mulți. Noi știm de ce ați lucrat voi aici. Știm că v-a ars tipografia. Că doar a fost aici între noi. Știm ce ați pierdut. Dar vă ajutăm să faceți altceva.
să faceți din nou. Vă ajutăm și suntem cu noi. Și au zis ei, până acum nimeni nu ne-a cunoscut. Și n-au fost lângă noi, parcă ne-au fost dușmani. Dar iată, flăcările parcă au fost o lumină pentru ei să fim mai cunoscuți, să se implice și ei în munca noastră, să ne ajute și ei în ceea ce am cu noi, să nu fim singuri. Când adică Dumnezeu parcă a fost lucrat împotriva noastră, a lucrat pentru noi și pentru alții, nu doar pentru noi, și pentru alții. Vom reface înapoi ce a fost, că ne ajută. Vom avea la cine da Cartea Sfântă, că o primesc, până acum n-au zis. N-am avut comandă. Am zis, Domnul, da, vedem noi cum. Dar iată, Dumnezeu a lucrat totul spre folosul nostru, dacă l-a iubit pe Dumnezeu. Și ne-am pus în slujba Lui. Vedem că ce scrie la Romani 8:28 se împlinește, deși ne-am îndoit tare, ne-am îndoit. Cum să fie spre binele nostru când iată ce am pătimit? Dar vedem că e așa. Iar unul a venit și a zis așa, uite, voi acum vedeți că Dumnezeu a lucrat așa. Și uite, vă dau un exemplu că e așa iarăși. Uite, eu lucrez undeva la o farmacie. Sunt acolo medicamente, da? Dar dacă le analizezi, vezi că multe sunt făcute din otrăvuri. Dacă iei în sine doar otrava aparte, otrava, dacă o iei, te omoară. Dar dacă cel care lucrează asupra ei o rânduiește cumva, devine medicament. El știe meseriașul cum să facă. Și transformă otrava în ajutor. Nu te omoară, ci îți dă sănătate. După o rânduială oarecare. Și așa și Dumnezeu lucrează. Noi nu știm cum. Dar lucrează dacă avem credință, așa cum scrie la Romani 8:28, se vede celor care iubesc pe Dumnezeu. Nu înțelegem atunci pe loc. Că noi nu putem privi de sus lucrurile. Noi privim doar așa în parte. Le vedem doar partea asta, nu vedem până la sfârșit. Și nevăzând, nu înțelegem. De aceea zicem, Doamne, oare cum ești sau de ce asta? Dumnezeu însă știe când lucrează una sau când lucrează alta. Dar apostolii au mers între dușmani în Ierusalim și au stat acolo. Li s-a spus să stea, au stat. N-au zis că pleacă undeva. Nu știau cât timp trebuie să stea, că nu i s-a spus. Dar au zis, ni s-a spus să stăm. Dumnezeu știe de ce. Între dușmani vom sta. El va rândui și de folos pentru noi, că ne credem în El. La 10 zile după înălțare are loc evenimentul. Pogorârea Duhului Sfânt. O numim rosarii. Pogorârea Duhului Sfânt peste apostoli. Atunci s-a împlinit ce Iisus le-a spus că vor fi ei îmbrăcați cu putere de sus. La putere să meargă în lume, vestească Evanghelia. Iată-i pe ei schimbați, deveniți alți oameni. Și ne se spune despre asta, citim puțin doar, despre această sărbătoare mare, despre cum s-a petrecut ea, în Faptele Apostolilor, în capitolul 2. Și scrie acolo așa, când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și au umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt
și au început să vorbească în alte limbi precum le dădea lor Duhul a grăii. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cu cernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba lor. Erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileieni? Cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parți și meși și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia, în Capadocia, în Pont, în Asia, în Efrigia, în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, și romani întreagă, iudei și prozeliți, cretani și arabi, i-auzind pe ei, vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu se dumereau zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, bazjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must. Și stând Petru cu cel 11, a ridicat glasul și le-a vorbit, bărbați iudei și toți care locuiesc în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscut vouă și luați în urechile voastre cuvintele mele, că aceștia nu sunt bezi cum vi se pare vouă, că este al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a spus prin prorocul Ioil. Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri, fiicele voastre vor proroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vi se vor, visa. Că și peste slujile mele și peste slujile mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci și minuni vor face sus în cer și jos pe pământ semne, sânge, foc și fumegare de fum. Am punctat câteva lucruri din ceea ce s-a petrecut atunci în ziua Rusalilor a cincizecimii. Era o sărbătoare la evrei și atunci s-a primit pocărârea Duhului Sfânt. Atunci a venit peste apostoli. Îi auzim vorbind în alte limbi și toți de acolo au înțeles ce vorbeau. Îi auzeau vorbind de limba lor. Unde s-au născut, care au vorbit atunci, se minunau, cum vorbeze ei asta? Dar se vede aici, universalitatea Evangheliei, ea e pentru toți. Evanghelia însă este de la Dumnezeu dată, Dumnezeu e pentru toți. Și lucrează pentru toți, nu doar pentru unul, nici pentru un popor. Dacă la turnul Babel s-au mesecat limbile, căci au vrut să facă ceva din mândrie, acum vedem că toți, parcă s-au adunat la un loc să se înțeleagă toți din nou, să se înțeleagă. Și ce bine e că toți pricepeau cuvântul ce-l auzeau, înțelegeau. Nu puteau vorbi decât despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. Petru le spune și zice, nu sunt beți, ci sunt plini de Duhul Sfânt. Și mai mult, zice, se împlinește Scriptura. Citiți la Ioil ce scrie, că se împlinește așa ce scrie el. Citiți! Și le-a citat Petru din Ioil. Și am citit și noi, din prorocul Ioil, ce spune Dumnezeu. Iar ce Dumnezeu spune, se împlinește. Că vrem noi, că nu vrem noi, că pricepem sau nu pricepem, dar se împlinește. Iisus a spus mai târziu, celor vântul vor trece, dar cuvintele nu vor trece. Deci cerul trece, dar cuvintele lui nu trec. Se împlinesc rând pe rând. Ascultă acei oameni pe Petru vorbindu-le despre Iisus Hristos și că ei l-au răstignit, ei l-au condamnat. Romanii doar au executat un ordin și o hotărâre a lor. Le-a spus și că a înviat din morți. Ce iată-l că e viu. Noi l-am văzut. E viu. Și au întrebat ei, dar ce să facem? Le-a spus să bocăiască, să se boteze în numele lui Iisus Hristos. S-au botezat în prima zi de Rusalii ca la 3.000 de suflete. Atunci, în ziua de Rusalii, a luat naștere, în mod văzut, Biserica lui Hristos.
De atunci este Biserica lui Hristos. Nu de acum 100, 2000 de ani, ci de atunci, din ziua de Ierusalim. Biserica lui Hristos există de atunci și am venit mai departe până la noi. Ce a apărut pe parcurs, nu știu unde sau nu știu unde, nu-i de la Hristos. Au făcut-o niște oameni, al lui Hristos e de atunci. De atunci este și e doar una, n-a făcut două, nici zece, ci una. Și este tot așa în biserică un domn, o credință, un botez și o biserică și este a lui Hristos. Despre ea vorbește Hristos la singular și că e a lui și a zis, biserica mea, nici porțile lui nu vor putea birui. Biserica mea la singular și a lui. Noi suntem doar mădulare ale bisericii și intrăm în biserica lui prin taina botezului. Suntem creștini ai lui prin taina botezului. Iar când ne-am botezat, iată ne-am îmbrăcat în Iisus Hristos. Suntem ai lui. De aceea ne numim creștini. Și nimeni nu o poate nimici. Așa a zis Iisus Hristos. Vedem pe apostoli că sunt îmbrăcați cu putere. Li s-a dat ce ei n-au visat, vorbească în alte limbi. Ce nu le știau ei, de unde să le știe? Dar Duhul le-a dat lor să vorbească, ca toți să înțeleagă că atunci s-a petrecut ceva. Dar cum de se adună oameni la casa aceea așa să vadă acolo? În acel moment când Duhul Sfânt a venit, spune aici, Sfânta Scriptură, s-a făcut un vuiet, ca de vânt. S-a făcut o comparație că e ca de vânt, dar a fost altceva. A fost un vuiet ca de vânt. Suflare de vânt ce vine repede. Ca de suflare de vânt ce vine repede. Deci n-a fost vânt. Ceva vuiet. Ce a durat pe toți acolo. Nu știau ce e. Dar au venit toți să vadă. I-a adunat doar în jurul acelei case, nu la alta, nici la alta, nici la alta. M-a venit cândva steaua și a stat la Betleem unde a fost pruncul și acum acel vuiet i-a adunat pe toți la casa unde erau apostolii cu ceilalți adunați. I-a adunat acolo și au venit. Și iată, când apostolii ies afară, văd mulțimea adunată. Iar mulțimea aude cuvântul lui Dumnezeu rostite de apostoli, dar pe fiecare vorbind în limba lui să-l priceapă. Și-au priceput. Dar s-au arătat limbi ca de foc. Așa se spune, ca de foc. Și atunci pe fiecare dintre ei au fost umpluți de putere ca să meargă în lume și să vestească pe Iisus Hristos. Dacă atunci s-a întemeiat Biserica lui Hristos, de atunci e ea. Nu de el, de alaltă el. Atunci să stăm în ea, că e a lui. Nouă ne-a dat-o mai departe învățătura și Evanghelia și a făcut Biserica lui Hristos, a adus aici la noi Andrei. Știți de la cine avem? De un apostol al lui Hristos. Deci este Biserica lui Hristos. Și atunci ce să faci, ce să nu facem noi raportat la Biserica lui? Spune Pavel, să nu părăsim biserica cum au unii obiceiul, să nu o facem. Scriptura spune asta, iar noi să ascultăm de ea. Că știe Pavel de ce scrie, știe de ce spune asta, că oamenii foarte repede să pot schimba ei după ceva, după un vânt sau după o vorbă, nu-i bine. Nu cumva să o face. Apoi, tot Pavel zice, vorbind despre biserică, le scrie evreilor, zice, noi avem altar, la noi nu se poate împărtăși cei ce trebuie scorturile să fără, nu sunt biserică. Ci avem altar. Și noi avem altar. Și ei se jertfește Iisus sub tipul pâinii și a vinului. Și de aceea ești chemat aici. Iar Pavel zice și altfel mai departe, de ce să stai în ea? Că o putem judeca într-un fel sau altul, că e imperfectă, imperfectă, da. Oamenii care sunt aici sunt imperfecți, păcătoși și răi. Dar zice așa Iisus care o păzește, scrie Pavel, și biserica este stâlp și temelie al adevărului.
al adevărului divin, dumnezeiesc. Nu se raportează la celelalte, nu ne amestecăm, că acolo sunt cine. Vorba de adevărul dumnezeiesc, revelat și dat și care prin biserică se dă mai departe. De aceea noi trebuie să venim la biserică, să venim să luăm de aici apa cea vie, ce ne-o dă Iisus Hristos, prin Sfintele Taine, prin Duhul Sfânt. E important să o avem, important. Citeam cândva ce vorbea un bunic cu nepoții. Era credincios și le spunea așa nepoților, cândva am comandat o armată și iată m-am dus cu ea prin pustie. Trebuia să o străbate, eu eram comandant. Dar apa s-a terminat. Am trimis cercetași înainte, unul ne-a spus, uite în față este un lac, că ne-am dus, n-a fost nimic. Doar un fel cum se zice acum, o fată Morgana, doar i s-a părut că strălucește apă. Iată, am zis, noi pierim, murim. Am înaintat puțin, unii soldați luau chiar nisip, crezând că poate găsesc în ei puțină apă, umiditate, dar nu găseau. Și am zis, Doamne, noi pierim aici, că n-avem apă. Vine un cercetat și zice apoi, am găsit un râu care curge. Și ne-am dus. Și am putut toți să bem apă și să scăpăm de acolo cu viață. Evanghelia, spune bunicul nepoților mai departe, e ca un râu de apă ce curge și îți dă viață, nu te lasă să mori. Îți spune să crezi în Iisus Hristos, să-L primești și îți dorește viață veșnică, să nu mori în veci. Ia această apă coboară și vine și în tine dacă o iei Evanghelia și te ajută. Vezi ce dar e peste tine? Atunci, aflând apă, n-a murit. Aflând Evanghelia, trăiești sufletește și poți să fii cu Dumnezeu. Evanghelia este o apă ce adapă orice suflet, orice suflet. Și suntem chemați să n-ai aur, să n-ai argint, dar ce? Veniți care veți să luați apă din Zoarele Mântuirii. Veniți și luați, că poți să iei. Vedem că mânați de Duhul Sfânt, oamenii se roagă. Biserica la rugăciune, dacă vin Biserica lui Hristos și s-a întemeiat atunci la Rosalii, rugăciunea, dacă o ai, poate cutremura pământul și clădirile. Oare nu așa a fost când Pavel era în temniță? El cu Sila se ruga și cânta. S-a cutremurat temnița, s-au deschis legăturile și ei, iată-i liberi. Iată, se pot ruga oamenii pentru alții, care iară rugăciunea cu tremură și pot deschide porțile ce sunt închise. S-a rugat biserica pentru Petru, ce era închis. Și iată-l slobod, condus de îngeri, să iasă, să se ducă. Iar Dumnezeu Arode când zice, Petru e afară, n-au crezut, până au mers să vadă. Dar vedem că atunci când omul se roagă și Duhul Sfânt e cu el, vine acolo dragostea și vine harul. Oare cum poți simți lucrarea Duhului Sfânt? Așa practic. Cum o poți simți? Oare undeva? Citeam undeva, cum o poți simți lucrarea Duhului Sfânt? Știi cum? Ca și o căldură când stai lângă sobă. O simți. Când vine Duhul Sfânt, simți că l-ai, că este, că te cheamă să faci ceva, să lucrezi ceva, să nu fii nepăsător. Să știi că asta este, dar trebuie să faci ce spune. Ar mai fi, citeam acolo undeva, că este ca și parfumul ce îl simți când stai lângă câini sau lângă trandafiri. Este, îl e acolo, nu-i departe. Vezi? Dar să nu te depărtezi, să zici că n-a fost. Sau este ca și mierea când o guști,
și o mănânci. Simți că e dulce, că este. Așa este lucrarea Duhului Sfânt. Mișcă și o simți și vezi că e prezentă, nu-i departe. Dar oare darurile, oare cum se completează darurile Duhului Sfânt unul cu altul, că-s daruri multe? Oare cum lucrează un dar cu altul? Că-s daruri multe ale Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, răbdare, pacea de mine, credincioșia și mai departe. Oare cum ele împreună lucrează oare? Păi, dar e foarte simplu. Citeam-le și undeva o comparație. Știi cum sunt aceste daruri? Ca și instrumentele într-o formație, într-o orchestră. Așa, ca instrumentele într-o orchestră. Așa sunt aceste daruri. Lucrează împreună. Să fie armonie. Așa vor. Sau, în alt fel, sunt ca sticlele într-o roată. Toate întăresc roata. Dacă una pică, nu-i bine. Dacă două pică, nu-i bine. Toate își fac datoria la vremea lor și merg deodată. Sau caraune într-un copac. Toate formează copacul și parcă spuse să dea roade. Dacă noi, sunt de creștini, am primit Duhul Sfânt la botez, prin rungere, apostolul a primit Duhul Sfânt la Rusalii și au devenit alți oameni. Alți oameni. Am putea să vedem așa, oare ce devine Petru? Ce cuvântător mare! Oare ce devine Ioan? Ce scrie o Evanghelie și o Apocalipsă mare și niște scrieri, iarăși în Noul Testament, epistole. Ce deosebiți! Fiecare deosebit și pe unde s-a dus în urma lui Hristos bisericile la fiecare apostol, ce oameni mari au fost! Omul mare, dacă au fost ei mari, au rămas așa totdeauna. Și omul mare rămâne mare totdeauna. Dacă e mare și cu Dumnezeu. Și nu se leapă, rămâne mare. Citeam un exemplu omenesc în acest sens. Și anume, cândva un soldat recrut, iată-l acolo în cazarma lui și scos la muncă afară. S-a dus să lucreze și el ceva cu ceilalți, ce au fost puși în interesul unității, și vede un gradat, nu cunoștea gradele, trecea pe acolo și îl oprește și îi spune, dă-mi și mie un foc la țigară. Acela se oprește, îi dă și pleacă mai departe. Vine și unul întreabă, dar tu știi cine a fost acela la care i-ai cerut? Păi zice, n-am știut, că nu cunosc gradele. Ce acela e comandantul cel mai mare de aici. Și tu i-ai vorbit ca unui om așa, știi, dă-mi și mie. Auzind soldatul, l-a prins teama și frica și acum am dat pedeapsă, că nu mă văd. Alerga repede, l-a ajuns și s-a rugat zicând, te rog frumos, domnul comandant, să mă ierți. Eu nu cunosc gradele, că-s nou aici. Am cutezat să-și cer ceva să fac și nu se cuvenea. Și răspunde acel comandant, uite, vezi, eu ți-am dat. Nu mai încerca și cu altul, că poate nu va fi ca mine. Nu mai încerca, că nu știu cum vei nimeri. Eu am fost așa, dar alții poate nu. Omul mare e mare totdeauna. Unii care sunt mici ar vrea să fie mari urcându-se pe alții. Nu contează că îi calcă în picioare, să se vadă ei. Se cațără, se luptă pe înălțime, dar tot mici rămân prin ceea ce fac, prin ceea ce sunt ei. Dar dacă ne uităm la apostoli, au știut să fie mari cât au trăit. Și dacă ajunge Toma în India, n-ajunge degeaba. Chiar dacă el a fost așa departe, cei care au auzit Evanghelia nu-l uită, nu-l uită. Își iau numele de la el, dar crede în Hristos. Și de ce? Să se știe cine le-a dus lui Evanghelia, doar de aceea îl pomenesc. Să se știe.
Îi vedem că au fost mari totdeauna. Și ce au făcut apostolii ca să fie mari? Ei au învățat să slujească. Și au slujit pe oameni. Și au slujit pe Dumnezeu. Au știut să fie smeriți și au fost smeriți totdeauna. Au știut să alerge pe cărările vieții și pe drumul vieții, că așa au făcut Domnul lor și au făcut și ei. Și au primit misiunea până la capăt. Au primit putere să lucreze. Și noi, ca și creștini, am primit Duhul Sfânt și avem putere, dar să slujim ca și ei, să iubim ca și ei, să alergăm ca și ei și vom fi ca și ei. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.